face parte dintr-un grup de piese muzicale scrise pentru muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, ce se adresează celor mici, dar nu numai. Amintim Șoarecele și Pisica, lucrare prezentată în anul 2017 și Vulpea în anul 2019. Lupea, Vulpul, Vulpea și cu iepurașul. Chiar titlul prezintă personajele, iar poezia, care este de asemenea creația compozitorului ce însoțește lucrarea, zugrăvește atmosfera și tabloul în care regăsim cele trei personaje. Piesa aparține domnului profesor Valentin Mandric și va participa la secțiunea compoziție. Dirijor, locotenent Gianin Picu. Cea frumoasă, chiar de lângă casa noastră, unde se termină orașul, stăteau lupul, vulpea și cu iepurașul. Lupul, cel cu coamă scură, avea puișorii lui, ce erau la joacă într-una, pe lângă lupoaica lui, zbenguindu-se-n poiană prin cap, nu le da bag seamă de problema cea spinoasă, ce pe lupul tot rodea, ce-o să pună el pe masă. O, și uite, la o cale nu prea lungă sta și vulpea cea roșcată. Singură, la vizuină, cu cheiță, la portiță, de, fără probleme, agale se strecura, doar o va admira un vulpoi cu coadă sură, ce să-i dea o masă bună. Iepurașul, ați ghicit, stătea și el, tolănit, fără ca prin gând să-i treacă, că chiar el în gândul lor, nu așa doar de decor, ci cu garnitură la cuptor. Atunci când se pregăteau și era gata și planul, lupul, vulpea și, surpriză, cineva-i ia la țintă, vânătorul al lui flintă. Ascultați în continuare.